Alo, bună ziua! Nu. Carmen Mușat la telefon. O revistă culturală este în primul rând un spațiu de dezbatere. Sunt atâtea subiecte în lumea de azi care țin de cultură. Câte pagini facem? 40, nu? Adică nu, stai că am. Merge, deocamdată merge. 576, da? Și ne-am hotărât să facem 40. Cultura nu înseamnă doar literatură, nu înseamnă doar arte plastice sau muzică. Cultura înseamnă tot ceea ce ține de lumea reală, de raportarea noastră la realitate. O revistă culturală nu este ceva atractiv pentru un, cum să spun, pentru un investitor. În primul rând, e o investiție. Este un act, dacă îmi scuzați lipsa de modestie, de generozitate, este un act de donație, care se repetă lună de lună, săptămână de săptămână, da? Este un act de mecenat în toată puterea cuvântului. Preistoria observatorului cultural începe prin 1994 și se numește Litere Nouă. Era o revistă format mic, așa, o revistă experiment făcută de studenți, pentru studenți. Da, nu era citită numai de studenți, până la urmă o citeau mai mulți. A avut mica ei vogă în anii 90, era legată de o instituție informală care avea loc undeva în subsolul Facultății de Litere din București, se chema Cafeneaua Critică, s-a reluat acum într-un alt format, condusă, moderată de același un Bogdan Lefter. Era conectată și la Cenaclul Litera lui Mircea Cărtărescu și la alte evenimente din facultate. A fost o școală de presă pentru noi, cei care scriam atunci acolo. Am învățat să scriem tot felul de texte, de la cronică literară, la cronică de teatru, de film, reportaj și așa mai departe. A fost o școală foarte interesantă, un laborator, din care câțiva mai mulți dintre noi au pornit în aventura adulta observatorului cultural din 2000, care a început în februarie 2000. Eu eram la Litere Nouă fel de redactor șef, ziceam că sunt și redactor și cenzor șef, pentru că mă ocupam și cu cenzura estetică a textelor, adică tăiam ce mi se părea că nu sună bine, că nu e suficient de bun. Atenție, trebuie să facem. A murit Mircea Horia Simionescu. Da, nu știai? Ieri dimineață. Trebuie să facem două pagini, trei pagini. Deci asta chiar la început și vom face și prima pagină. Chiar dacă e Bookfest-ul, prima pagină va fi Mircea Horia Simionescu. Bookfest-ul va fi sus, punem poza lui Mircea Horia Simionescu. Chiar e Bookfest-ul, trebuie. Observator cultural și-a făcut un program constant din a pune în discuție principalele fenomene, principalele evenimente, principalele personalități care marchează lumea contemporană. Ideea mea este că dacă aș fi mai îndrăgit, aș veni fiecare zi, nu mă mai satur de infuzia de tinerețe pe care o găsesc aici, dublată totdeauna de o efervescență intelectuală provocatoare, incitantă. Asta am simțit întâi de la distanță ca cititor, dar în momentul când am devenit colaborator și m-am apropiat încet încet de fiecare membru al redacției, mi-am dat seama că
am un câștig enorm. Alunec în dărât pe scara cronologică și mă simt și eu aproape de aceeași vârstă cu membrii redacției. Un colaborator care e prețuit, bănuiesc, pentru maturitate, dar care cochetează cu juvenilitatea redacției. Mă simt excelent, asta este adevărul. Și uneori mă și mir că sunt tolerat absolut cu tot ce cred eu că pot să dau revistei și mă străduiesc, evident, să confirm așteptările, la câteodată nu mai mă pot opri, e un șuvoi așa de inițiativă din partea mea, că mă sperie, nu cumva mi-asum sau am tendința să ocup spațiul în revistă mai mult decât s-ar cuveni. Eu îi rog pe prietenii din redacție să mai mă tragă de mânecă și dacă e cazul să-mi spună chiar stop, domnule, porția dumneavoastră e atâta. Cu mine s-a întâmplat așa, la Observator Cultural, să fiu prezent încă din primul număr, în 2000. Pe vremea aceea eram încă studentă, cred că în anul 3, și în primul număr din Observator Cultural am avut o recenzie foarte scurtă la scrisoarea despre insule de Costache Olereanu. Mi-o amintesc pentru că era genul de recenzie pe care o scriam înainte și pentru revista facultății, care se numea Litere Nouă și care era condusă de profesorul Ion Bogdan Lefter și pe care mi l-a prezentat pe atunci Paul Cernat, pe care îl cunoscusem înainte. Și uite așa am ajuns și la Observator Cultural și în primul număr, după care am început să colaborez. Pentru mine era important, fiindcă mă interesa fenomenul literar, eram în penultimul an de facultate, voiam să scriu despre literatură, să fac critică literară și am fost colaborator, nu foarte frecvent, pentru că eram încă studentă și eram și foarte timidă și veneam destul de sfios așa la redacție, dar mi-amintesc că prima redacție era în strada Belgrad și primul sediu pentru prima serie din Observator Cultural și mi-amintesc cu mare plăcere de oamenii din redacție de atunci cu care m-am și împrietenit. Erau așa Vicky Luță, redactor, Paul Cernat, redactor și el și fetele de la Tehnoredactare, Olga Machin, Ana Maria Sandu, era și Cristian Munteanu, care parcă nu mai știu exact, dar se ocupa, cred, de PR sau de difuzarea revistei. Cu oamenii aceștia, o parte din ei am făcut și un revelion în sediul din Belgrad, cred că prin 2002 sau 2003. Aventura revistei Observator Cultural a început în strada Belgrad numărul 3. Ne-am adunat atunci, acolo, un grup mai mare de prieteni și de redactori, pentru a pune la cale o revistă care să schimbe ceva din peisajul cultural românesc. Discuția despre înființarea unei reviste precum Observator Cultural începuse însă cu mult înainte și inițiativa apariției revistei a avut-o Ion Bogdan Lefter, care avea experiență, el scosese la începutul anilor 90 revista Contrapunct, era un om de presă cu certe calități și cu toții resimțeam în acel moment, e vorba de 1998-1999, absența unei publicații care să adune la oaltă o serie de informații culturale risipite în diferite orașe din țară. Nu exista atunci o coerență. De fapt, acesta a fost unul dintre punctele de la care am plecat. Literatura română, se întâmplau multe lucruri în literatura română, se întâmplau multe lucruri pe scena culturală românească, apăreau cărți foarte multe la edituri din provincie și nimeni nu știa ce s-a întâmplat. Aflam întâmplător despre diverse evenimente sau apariții editoriale.
la pagina 20. Dacă reușim să-i luăm Mircea Ivănescu un interviu, putem să-i luăm oricui interviu. Bucurie spontană după Mircea Ivănescu. Autorul pe care la această ediție a premiilor Observatorului Cultural l-am ales ca l-am desemnat drept câștigător al premiului Gheorghe Crăciun pentru Opera Omnia, este Mircea Ivănescu. El are ceva în comun cu laureatul din anul trecut, cu Mircea Horia Simionescu. Amândoi au provocat literatura, limitele literaturii, amândoi s-au războit cu convențiile și cu prejudecățile. Din păcate, nu poate fi prezent aici, în această seară. Am vorbit la telefon și părea surprins pentru că trăiește de foarte multă vreme retras la Sibiu, pentru că a spus că de foarte multă vreme nu mai produc cuvinte. A produs însă o viață întreagă, nu doar cuvinte, ci mare literatură. Și cred că alegerea noastră este una îndreptățită și cred că ar fi momentul ca opera lui să intre și în atenția traducătorilor. Mircea Ivănescu, premiul Gheorghe Crăciun pentru Opera Omnia, va ajunge premiul care are și o valoare financiară de 6.000 de lei la Mircea Ivănescu. Probabil că o echipă Observatorului Cultural va pleca cât de curând spre Sibiu pentru a emana acest premiu și vom relata despre această călătorie în paginile revistei Observator Cultural. Cum mai îmi pasă că ninge, că e frig, contează. La interviul lui Mircea Ivănescu. Ok. 10, 11, 12, 13, Ungaria. Da? Deci 10, 13. Tot actualitate, că apoi trebuie să dăm și colocviu despre avangardă, tot la actualitate, nu? Îl dăm în continuare, da. Și ca supra, o să punem Bookfest 2011, da? În cei 11 ani de existență, Observator Cultural a devenit o adevărată instituție culturală pe scena vieții publice românești. Am încercat în toți acești ani să diversificăm și acțiunile noastre și oferta de participare. Începem cu literatură. Paul? Sau Bianca? Nu scrie Bianca? Nu o să întrebăm. Deci Paul scrie la mine. Da. Da. Și Bianca, s-o întrebăm. 18. Începem cu Alina. În literatură, Alina Purcaru despre... Despre Calvino. 19. Tot literatură. Luminița Voina Răuț. În cazul Observatorului Cultural este puțin altfel. În primul rând că este un proiect al soției, al doamnei Carmen Mușat. Sigur că puteam să refuz că
Însă, un proiect care mi-a plăcut, un proiect pe care îl discutam, cred că de cel puțin 2 ani înainte de a-l pune în aplicare, eram, dacă vreți, tatonat la modul direct și afectiv și tatonat de soția mea, cunoscând și precedentele mele în această privință. Eu scriu la Observator din toamna lui 2005. S-a întâmplat așa. Scrisesem câte ceva, trimisesem ocazional articole, poate de prin 2000 și ceva, în general pe teme de învățământ. Sunt matematician, lucrez la Universitatea din București și mă interesau chestiuni de învățământ. De obicei reacționam la ce mi se părea mult prea scandalos apărut în presă, la neînțelegeri flagrante ale fenomenelor, cam așa ceva. Și s-a întâmplat că prin 2005, prin vară, după un an petrecut în America, acolo devii mai curajos, vine să mai spui câte ceva, am trimis o serie de mai multe articole. Pe atunci se instalase nou ministru Miclea, păreau că lucrurile se mișcă și la noi. Și în urma lor, Carmen și Ovidiu m-au invitat să preiau o rubrică. N-a fost o decizie foarte ușoară, pentru că e greu să fii deștept săptămânal. Uneori nu-ți iese. Dar până la urmă m-am hotărât, am luat-o, început în octombrie și, sigur, așa cum era normal, foarte repede am văzut că dacă scriu numai despre învățământ, lumea se plictisește, pentru că e greu să variezi nenorocirea. Să spui săptămânal doar că totul e negru, că e rău și că ai totuși încă niște speranțe, dar ele se duc din ce în ce mai jos. După aceea s-a întâmplat așa, că în 2004 am devenit și eu redactor la Observator Cultural, s-a schimbat formula redacției, s-a mutat și sediul, s-a mutat în strada Constantin Daniel și de acolo am niște amintiri speciale, pentru că la parter era sediul Dilematecii, iar noi eram la etajul 1, aveam colegii ca redactor pe Florina Pârjol și pe Alexandru Matei. Și ne vedeam foarte des cu cei de la Dilemateca, mai ales cu Simona, sora care ne vizita, și stăteam de vorbă la bucătărie despre literatură destul de des. Acolo n-am stat foarte mult, pentru că sediul s-a schimbat din nou, este cel de acum, din strada Herăstrău. S-au schimbat în timp și o parte din oamenii din redacție, acum am alții colegi redactori. Dar a rămas senzația de prieten, de atmosferă așa, de înțelegere între noi redactorii și de stres, dar și de amuzament când facem revista marțea. S-au schimbat între timp, adevărat, și zilele în care se paginează, se scoate revista. Am avut norocul probabil să cunosc probabil toate etapele prin care a trecut Observator Cultural până acum, și cele trei sedii și oamenii care s-au schimbat. Cumva eu am rămas. La început eram colaborator, acum sunt redactor și am început deja să am niște amintiri și care devin cumva, iată, și un fel de istorie literară a Observatorului Cultural la 10 ani de la primul număr. Ele nu mai sunt amintirile mele personale, sunt cumva și parte din istoria culturală, literară, a revistei. Cred că foarte important pentru Observator Cultural este să spunem că revista înseamnă o inițiativă privată. Adică nu ia bani de la statul român și ca să apară sau ca să-și plătească colaboratorii, tipografia și alte dări către stat. Al doilea lucru este că avem o foarte bună colaborare cu institutele culturale din București. Institutul Polonez, Institutul Cervantes, Institutul Francez, Centrul Cultural Ceh, Centrul Cultural Maghiar. Pe urmă, cred că a fost important în ultimii 10 ani și cu precădere în ultimii 5 ani
că am reușit să depășim bariera scriitorii din România, scriitorii din diaspora sau din exil și i-am adus în paginile revistei noastre pe Norman Manea, pe Herta Müller, pe Geru Ionescu, pe Gabriela Merinescu, pe Bujone Delcoviș, pe Dorin Tudoran, pe Matei Vișniec, pe Dumitru Țepeneac. I-am adus o formă de interviuri sau i-am adus chiar cu texte pentru Observator Cultural. Această barieră am depășit-o și prin interviurile pe care eu sau colegii mei le-am realizat cu mari scriitori ai lumii care s-au aflat la București. I-am intervievat și sunt în Arhiva Observatorului Cultural interviuri cu Salman Rushdie, cu Orhan Pamuk, cu Antonio Lobo Antuneș, oameni care publică, sunt importanți, înseamnă scriitori ai lumii pe care Observator Cultural i-a adus în atenția cititorilor. Bogdan Lefter, Gheorghe Crăciun, Călin Vlasie și eu. Am discutat despre cum va arăta revista, despre cine va face parte din ea. Aveam însă o foarte mare problemă, și anume problema financiară, pentru că o revistă culturală fără finanțare nu există. Și în vara lui 1999, într-o discuție prietenească la casa noastră de vacanță de la Sinaia, eu și Bogdan l-am încolțit pe soțul meu și am reușit să-l convingem să finanțeze această aventură culturală. În 1999, în octombrie, am înființat Fundația Cultura 21. Și de la tot din octombrie ne-am adunat în Belgrad, Bogdan, eu și o mână de tineri redactori foarte inimoși, Victoria Luță, Paul Cernat, Cristian Munteanu, Diana Soare. Cu ei a început Observatorul Cultural. Primul premiu pe care l-am primit a fost de la Observatorul Cultural. Și e nu doar o datorie morală asta. Dacă vreți, e și altceva. Aici nu există niciun fel de cenzură. Dacă eu mă hotărăsc mâine într-un articol să-l laud, nu știu, și pe Nicolae Ceaușescu, și pe Dej, și pe cine vreți dumneavoastră, nu o să spună nimeni, taie asta. Ceea ce nu se întâmplă, din păcate, în presa din România, care nu mai e presă liberă de mult. Am venit la Observator Cultural ca parte a redacției în anul 2005. Însă am început să scriu la revistă când eram încă în facultate. De la numărul 2 am scris o recenzie la un volum de versuri al lui Gheorghe Izbășescu. Probabil că este una dintre amintirile mele cele mai puternice din viața de om care scrie. Am trecut prin felurite etape cu Observatorul. Am scris despre cărți, am scris recenzii și pe urmă cronici, am făcut interviuri la un moment dat, interviuri dintre acelea mari de câte două pagini, istorii de viață ale unor oameni care voreau să vorbească cu Observatorul Cultural. Și pe urmă, în timp, am ajuns să simt Observatorul ca o parte a familiei mele extinse. Acum fac critică de teatru, chiar unele dintre, probabil că printre primele cronici pe care mi le-aș recunoaște întotdeauna ca fiind importante,
au apărut în Observator Cultural? Aproape nimeni din cei cu care am pornit nu făcuseră redactare. Eram cu toții tineri, a trebuit multă răbdare, au trebuit unse rotițele. Ne-am mutat de multe ori căutând sedii și de fiecare dată am încercat să nu pierdem legăturile, să ne readunăm și să scoatem în continuare revista. E nevoie ca revistele culturale să nu să pornească tocmai de la ideea că acțiunea lor este o acțiune cu efect imediat în lumea reală și că există o responsabilitate care ne revine pentru modul în care arată lumea reală. Pentru mine și cred pentru orice critic de film din România, este foarte important să aibă o publicație unde să poată scrie regulat, în condițiile în care pe piață nu mai există nicio revistă de cinema, și unde textele sale să fie citite, să ajungă la public, să aibă oportunitatea de a-și forma un public fidel. Pentru mine, în ultimii 6 ani aproape, Observator Cultural a jucat acest rol. Și încă de la înființarea revistei, filmul a fost bine reprezentat în paginile Observatorului. Spun asta pentru că am urmărit încă de la lansare publicația și am citit întotdeauna cu plăcere paginile de film. Credeam că într-un termen de 5-6, așa credeam eu, 5-6 ani, 4-5 ani, revista într-un fel sau altul va reuși să se țină pe picioare din punct de vedere financiar. Nu pot afirma că nicio revistă culturală nu poate să facă lucrul ăsta. Niciodată. Dar asta am descoperit-o mai târziu. Credeam că din difuzare, din alte sponsorizări, da, revista va ajunge la un moment dat să se poată susține financiar. Nu. M-am obișnuit cu ideea de acum, și vă pot, da, m-am obișnuit cu ideea, asta se întâmplă în cultură, da? O revistă cultură nu poate sta pe picioarele ei, absolut, niciodată, da? Și absolut deloc, și atunci ești în situația de a continua sau te opri. Dacă te oprești, revista dispare. Deci pot să spun că voi continua de acum cât timp voi fi sănătos și voi fi în activitate și voi avea resursele necesare. Am venit în 2005 la Observator Cultural, în februarie 2005, la propunerea doamnei Carmen Mușat, care mi-a spus că ar vrea să facă echipă la Observator Cultural împreună cu mine. Pe atunci nu aveam un loc de muncă, am acceptat. Făcuse mulți ani presă cotidiană, fie radio, fie presă scrisă, la BBC, la Evenimentul Zilei sau în presa locală din Iași. Am acceptat, am revenit în presa scrisă, dar presă culturală nu făcusem până atunci. M-am simțit și mă simt foarte bine la Observator Cultural. Cred că e un loc unde se poate face presă, e un loc care permite exprimarea unor judecăți de valoare plurale, deci o pluralitate de opinii. E un loc unde poți să fii incisiv, un loc unde poți să fii polemic,
poți să fii tăios, dar poți să fii și corect și argumentat atunci când ai de analizat o carte sau un eveniment cultural. Eram elevă la școală, așteptam în fiecare săptămână, așteptam cu nerăbdare să se facă duminică. Pentru că duminică era ziua plăcerilor și a fujurilor. Acum, după mulți, foarte mulți ani, aștept cu o nerăbdare quasi adolescentină să se facă joi, ziua în care îmi parvine revista Observator Cultural. Eu am și o schemă după care citesc Observator Cultural. Adică, întâi citesc pe prima pagină, citesc rubrica A fost, ca să constat cu amărăciune la câte evenimente culturale-artistice nu am fost, câte evenimente culturale-artistice am ratat, am pierdut, și apoi rubrica Va fi, ca să constat cu aceeași amărăciune câte evenimente culturale-artistice voi rata și voi pierde. După aceea trec automat la editorialul, de obicei, la editorialul lui Carmen Mușat. Pentru că îmi place cum scrie Carmen Mușat. Are o eleganță în scris. Chiar când este așarnată, versunată, chiar când are partipriuri, mă rog, e femeie și orice femeie, toți avem partipriuri, chiar și atunci o face cu un fel de eleganță și cu o feminitate inteligentă, manierată, de bună calitate. După Carmen Mușat, trec automat la simpaticul meu prieten Ovidiu Șibonca. La naturalețea, la firescul lui, la înflăcărarea lui juvenilă. Și după aceea mă avânt așa ca într-un montan râs, mă avânt în acest caleidoscop multicolor și multifacetat care este Observatorul Cultural. Citesc cu foarte mare plăcere, sunt la Observator Cultural foarte multe fete, foarte multe fete deștepte, care scriu frumos, care scriu savuros, care au sevă, care au inteligență și pe care le citesc cu foarte mare plăcere. Îmi dau seama că au trecut aproape 3 ani de când sunt redactor la Observator Cultural și parcă nu vine să cred că au trecut atât de repede, dar probabil că asta se întâmplă când ai o activitate profesională extrem de bogată și intensă și pentru mine ultimii 3 ani asta a însemnat o evoluție profesională extraordinară. Și eu am ajuns aici chiar la sfârșitul facultății și m-am considerat atunci și încă mă consider un om foarte norocos. Pentru că, în opinia mea, este extrem de important ca un om tânăr, un absolvent de facultate să înceapă din prima într-un mediu în care are posibilitatea să evolueze și, cel mai important, să facă ceea ce îi place încă de la început și cu pasiune. Și pentru mine a fi redactor aici la Observator Cultural, asta înseamnă, de fapt, o posibilitatea de a fi creativă și de a evolua constant. Cel mai important, ceea ce apreciez eu cel mai mult la munca mea aici, este libertatea. Ideea lui Carmen de a se angaja într-un astfel de proiect era mai veche. O discutase și cu alți prieteni de-a ei, în ideea de a controla o echipă, dar aș putea spune că este un moment, unul din ei era, cum să zic, scriitorul Gheorghe Crăciun, cu care adesea eu tot încercam, îi scodeam chiar ce crezi despre o revistă de cultură, crezi că eu speram că la un termen anume o revistă să țină pe picioare, crezi că e posibil? În fine, încercam să-mi conturez, ca să zic așa, sau să-mi evaluez efortul financiar necesar pentru treaba asta. M-am angajat definitiv, da, și am zis, ok, hai să ne... Dacă nu greșesc, da, era o întâlnire la munte, la casa noastră de la munte, unde într-adevăr am stat ore întregi, dar și de data asta am disecat și am intrat în detaliu.
Față de 2005, Observator Cultural cred că a evoluat și s-a și schimbat și ne-am schimbat și noi. Poate am mai îmbătrânit, poate ne-am mai maturizat, rămâne cititorii să hotărască. Dar s-au întâmplat câteva lucruri care au adăugat un plus de valoare revistei. Îmbunătățirea site-ului, acea comunicare directă cu cititorii numită Formula 3. Observator Cultural Formula 3 își propune să pună față în față publicul cu o serie de personalități ale culturii noastre contemporane pe care le invităm să discute, să dezbată împreună cu dumneavoastră o serie de aspecte ale creației lor, dar și ale vieții culturale contemporane. Am ieșit din redacție și din raft și am plecat cu scriitorii în turneu de lectură prin licee. Un eveniment marca Observator Cultural. 21 octombrie, Colegiul Național Mihai Viteazul. Urmează Liceul Teoretic Ion Neculce. Mersul în țară la diverse acțiuni invitați de universități sau de licee, toate acestea au conturat un halo al Observatorului Cultural. Deci nu e numai o revistă tipărită pe care o cumperi joi sau vineri și dai 4 lei pe ea, cred că e și un interes care e dincolo de textul scris, e un interes ce se poate spune în Observator Cultural despre ce se petrece în lumea culturală. În prima ei formulă, revista condusă de Ion Bogdan Lefter avea un ascuțiș polemic foarte evident și foarte binevenit. Încerca să aducă în câmpul public românesc idei și dezbateri care erau ale lumii civilizate în acel moment, la care sensibilitatea locală era foarte puțin sensibilă, pe care le expedia lipindu-le etichete confortabile. Deci, Observatorul este una din primele publicații care a vorbit în mod sistematic împotriva discriminărilor de diferite tipuri, care a adus teme cum ar fi problema feminismului, a discutat despre într-un mod asumat și militant despre nevoia unei societăți deschise, despre libertatea de inițiativă, într-o perioadă în care toți sau cei mai mulți evitau angajamentul ideologic, considerat, mă rog, inestetic. Însă e cu atât mai interesant că după această fază, repet, extrem de necesară, de binevenită în acel moment, Observatorul s-a reinventat, a simțit schimbarea de sensibilitate, schimbarea de spirit, de atmosferă culturală și a devenit, cum spuneam, dintr-o revistă cu program, dintr-o revistă care ducea un proiect social și mental, un câmp foarte flexibil și foarte divers și foarte nuanțat de dezbatere. Și în această a doua formulă, gândită și sponsorizată intelectual și jurnalistic de Carmen Mușat și de Ovidiu și Monca, am asistat la o revenire, să spunem, a unui spirit sceptic, a unei un tip de calm pe care îl aduce spiritul critic. Și la o atenție susținută, o atenție mereu vie față de tot ceea ce înseamnă inovație, ceea ce înseamnă propunere de idei. Încercăm ca prin subiectele pe care le abordăm să arătăm tocmai această diversitate și ceea ce ne caracterizează este spiritul critic. Nu pornim de la ideea că există taburi sau că există personalități intangibile. Vrem să înțelegem, în primul rând, și de aceea ne interesează să punem în revistă opinii cât mai diverse,
puncte de vedere care, chiar dacă sunt contradictorii, chiar dacă se confruntă, tocmai de aici reiese, cred eu, viabilitatea. Viabilitatea unei teme și în cele din urmă viabilitatea unei culturi. S-a alăturat la 1 septembrie 2000 și a stat alături de noi până în 2001, când s-a retras din caseta redacțională. El era redactor șef adjunct, a preferat să renunțe la această funcție și la implicarea directă în revistă, deși a rămas colaboratorul nostru până în momentul în care s-a stins. A preferat să renunțe, spuneam, la funcție și datorită programului lui, dar și datorită unor tensiuni care apăruseră în redacție între el și Ion Bogdan Lefter. Nu regret și n-am regretat nicio clipă că m-am angajat la lucrul ăsta. Repet, după 11 ani și mai bine, efortul financiar este foarte important. Și fără speranța că vreodată îți vei întoarce ceva, nu. O revistă independentă nu se poate susține singură fără un sponsor, dar cum vreți să-i spuneți, un suport financiar dezinteresat și cum să zic, și constant și committed, cum zice englezul, comis pe lungă durată. Ok. Hai să vedem care sunt evenimentele. Bun, aici separat. Bun, deci o să avem 4 pagini Ungaria, da? Așa. Și 4 pagini Corobile de Preamatare. Eu sunt cel mai în măsură să, cum să zic, eu cunosc amănuntele, sunt cel mai în măsură să spun despre ce a fost vorba. A fost o decizie comună a mea și a lui Bogdan Lefter, la un prânz, cum să zic, un prânz bogat și într-o atmosferă amicală, uns cu un pahar de vin roșu, mi-am amintesc exact, la restaurantul Sangria, la un prânz, repet, preț de vreo 3 ore jumate, unde am discutat absolut amical, ca între gentlemen, ca între prieteni, da? Ca între prieteni, am fost mereu prieteni și la momentul ăla, discutat ca între prieteni, n-a fost o ruptură, a fost o despărțire, o separare, dacă vreți, inevitabilă. Ea s-a produs după 4 ani jumate, aproape 5 ani. Asperități, disarmonii au apărut cu mult timp înainte. Aș putea spune chiar că regret că n-am avut discuția asta mai devreme decât 4 ani jumate. Gheorghe Crăciun a fost nevoit să plece după numai puțin de 6 luni de zile. Și o pot spune că din cauza lui Bogdan Lefter. De atunci am vrut să mă separ și să discutăm o separație. Bogdan nu a înțeles bine proiectul lui Carmen. Revista avea din ce în ce mai puțin prieteni. Și prietenul cel mai apropiat al revistei și al nostru, al tuturor, da? A fost o pierdere pentru revistă, că a fost nevoit să pleci. O pot spune, face parte din istoria firmei, fără a da nicio conotație astfel de întâmplări, ele se întâmplă. Adică ele au loc și la alte reviste, sunt asocieri, sunt despărțiri, nu a fost nimic personal în despărțirea de Bogdan. Eu am decis-o împreună cu el, de comun acord, regret că n-am făcut-o mai devreme. Și am făcut-o la modul cel mai amical. Că imediat după aceea Bogdan a luat jumătate de redacție pentru a porni un alt proiect cultural. Asta a fost sigur că da un, dacă vreți, o mică sincopă în activitatea revistei sau în viața revistei, care a fost remediată imediat după 3 săptămâni, da? A trebuit să fac, să aibă o întrerupere, dacă nu mă înșel, 3 sau 4 săptămâni, să completăm corpul redacțional, da? Și să reîncepem
știi, seria a doua. Proiectul Bogdan, până la urmă, după cum știți, a ieșuat, da? A ieșuat. Asta arată că o echipă închegată și care lucrează în armonie, în acord cu pilonii unui proiect cultural început, da? Are succes și poate avea succes. Nu avem subiecte care, de care să ne apropiem cu sfială. Nu avem partipriuri și nu avem prejudecăți. Încercăm, repet, să înțelegem. Și asta cred că este misiunea principală a unei reviste culturale. Să ofere informație, să ofere analiză, să ofere puncte de vedere foarte diferite asupra aceluiași subiect, pentru că nu există un singur adevăr, există adevăruri, pentru că realitatea e un fenomen dinamic, un fenomen complex, iar cultura nu este în niciun fel ruptă de realitate. Doamnelor, domnișoare și domnilor, prieteni dragi, am ajuns la final. Aceștia sunt laureații Observatorului Cultural. Vă prezentăm ca și acum un an echipa, veți vedea că e la fel de tânără. Invităm pe oamenii de la Observatorul Cultural să urce pe scenă și noi îi anunțăm în ordine alfabetică. Ana Maria Argafi, Cristian Cercel, veniți, veniți sus, veniți sus să vă vadă lumea. Cristian Cercel, Ciprian Ciucu, Daniel Cosma, Adina Dimitoiu, Ovidiu Drăghia, Marcela Grațianu, Doina Ioanit, Sorana Man, Carmen Mușat, Alina Petrovici, Ana Maria Popescu, Răzvan Popescu, Iulia Popovici, Maria Vrădulescu și Ovidiu Șimonca. Echipa Observatorului Cultural în fața dumneavoastră. Existența unei reviste săptămânale care să acopere cu egală competență și constant echilibru totalitatea registrelor pieței culturale interne și internaționale este o adevărată performanță.
Pentru echidistanța, subtilitatea, consecvența și curajul editorial prin care s-a remarcat și în anul 2009, juriul a decis ca premiul Radio România Cultural pentru reviste și suplimente de cultură să-i se acorde revistei Observator Cultural.